Bună seara! Bună seara! Pupici! Voi vă strângeți? Bună seara! Pupici! Și eu mă dezbrac încet, acum am ajuns în casă, în secunda 2, sunt obosită, am trimis comenzi, am împachetat pachete, le-am pregătit, învârtit, așa, ca acele sigur, iată, produse să ajungă în regulă, cu bine, la cei ce le-au comandat. Voi vă așezați și eu mă dezbrac încet, pentru că acum am ajuns în casă. Așa. Mihaela, bună seara! Da, îmi dau și ochelarii jos, să nu ziceți că sunt deja bunicuță. Sunt doar bunică, nu și bunicuță. Așa, Maria, mulțumesc. Liliana, bună seara. Bună seara. Ochi și urechi sunt. Nu știu, că eu știți că sunt aici să răspund la ceea ce pe mine mă întreabă oamenii, în special bărbații și, în general, femeile. Bună seara, Anca, te urmăresc cu dragă și o femeie puternică, mulțumesc. Vai, ce mă bucur să te văd, îmi zice doamna Gabriela. Mari, bună seara, domnilor. Bună seara, doamnă. 1981. Ce zi ai avut? O zi am înregistrat proiectul pentru domnul meu și doamna mea, pentru că în Bistrița, la Decebal, Hala Mare, din Decebal, acolo sunt multe stofe, da? Perdele, elasten, stofă, bumbac, partea care ține de făcut cămăși, de făcut costume, de făcut sacouri, de făcut paltoane, perdele, cerceafuri, lenjerii, sunt la vânzare. De astăzi a intrat prețul de 10% reducere. Dacă ai depășit 100 de metri liniari, prețul îi discount 20%. Și dacă vrei să cumperi mult mai mult, să ajunge ca un kilogram să fie 2 euro. Deci, imaginați-vă cei ce fac, iată, acest lucru, făcând haine și așa mai departe, vor câștiga enorm. Nu mai mergi la București, ți le faci aici. Bistrița, Decebal, Hala de Sus. Am făcut astăzi reclamă, dând spre cititori și spre ascultători și spre cei ce vizionează această mare veste. Continuăm. O zi de muncă am avut astăzi. Continuăm. Vai ce mă bucur, bună seara, ești fenomenală. Am primit inelul, mulțumesc. Ăsta e inelul care l-ai primit și da, îl meriți. Îmi face plăcere să te urmăresc. Bună seara, bună seara. Salutări din Neamț, bună seara. Ola Guapa. Bună, vreau și eu urmăritor, te rog. Doamne, cât ești de frumoasă și foarte plăcută. Stai să mă aranjez aici, pentru că am avut părul într-un anumit fel, cu o coadă aici. Știți că când eu atunci când mergeam se vedea așa. Cei mi-au rămas din îmbrăcămintea elegantă, da? Dar încet încet v-am spus că mă mai dezbrac. Deci ne înțelegem. Le facem bine. Stați că asta e o piesă. Așa. Super peretele din spate. E un tapet. E un tapet ales de mine în concordanță cu mobila. Da? Cu mobila. E mobila adevărată, nu-i plastic. E foarte grea. Și e o casă gândită de mine. Cap-coadă. Aici nu se pune nimic, pentru că sunt eu. Numai dacă eu pun. Dacă nu se pune nimic. Și eu de obicei mai pun. Acum nu mai am ce să pun, pentru că nu vreau să încarc. Deci e important să ne oprim la timp. Bună, Ancuța, tatăl fetei are escortă, parteneră, nu o caută pe fată și nu îi dă niciun ban. Nu e nicio problemă, că nici mie engleză nu-mi dă niciun ban, doamnă. Și în situația ta și în situația mea sunt cel puțin 60% din femei din întreaga lume. Că ăla s-a dus, că e cuceritor și așa, nu contează că e cu o escortă. Că vor și la urma urmei, ia să ia flexii la picior de lemn. Important e că el s-a vândut prea ieftin.
da? Uitând că anumite momente cu cel mic nu le mai poate avea niciodată. Da, el va reproduce, va mai face pe acolo, așa, că și escorta poate să aibă copii și s-ar putea să ți-l ia de tot. Nu te interesează banii lui. Ce te interesează pe tine în calitate de mamă, cum mă interesează și pe mine și pe celelalte femei? Timpul cu copil. Pentru că tu din dragoste, da, și din sacrificiu pentru copilul tău în calitate de mamă, că tu te-ai reprodus, tu îți îmbrățișezi copilul, îi dai atenție, educație, căci tu ești arhitect acestei lumi. Bărbatul vânează femeile, nu îi cu o femeie. Pentru că prin natura lui, da, el e un vânător. Și tot timpul va pleca. Am spus asta de sute de ori, ca să știți. Și da, că nu dă bani, e irresponsabil. Dar asta, cu timpul, va afecta pe el. Și o să zici, cum, Anca? O să spun cum. Știi cum îl va afecta pe el? Febra penisului scade. Și o să dea seama că nu toate florile prind a doua primăvară. Și se cam gata cu șmecheria. Bun. Și va rămâne în pat paralizat, praf, îndoit în două și nimeni nu va scoate de sub el. Așa. Ăștia cam asta li se întâmplă la cei ce nu stau cu o femeie sau maxim două. Că în viață știi că mai punem mâna și noi. Așa zice Biblia. Că se alege praful și pulberea. Așa zice Biblia. Bun, continuăm. Tu nu te preocupa de banii lui. Tu preocupă-te de timpul tău. Pentru că dacă l-a plecat și tu pleci căutându-l pe el, suferă ăla mic. Ce ai de lucru cu el? De câte ori? De zeci de ori? Nu mai te întreba, pentru că îți dai pompe la inimă. Că e cu o escortă și ce are o codă de cal și îți dai pompe la inimă. Tu ai de lucru. Continuăm. Ai să profesezi după ce termini asistent medical general cât timp faci 3 ani. 3 ani de zile, da? Și da, nu o să profesez niciodată că nu mă interesează asta. Eu lucrez la firma mea gigant și eu pot să fac în vreo 5 ani de zile câte spitale vreau eu. Pentru că eu nu lucrez ca să mor la un salar. Eu lucrez din plăcere ceea ce eu fac. Deci dacă mă întrebi, Anca, vrei să ajuți un om bătrân, îl ajut. Nu-i problema. Că eu intru pe servicii, îmi fac un program de 4 ore, semnez pentru el și așa mai departe. Mă duc mai mult în calitate de sponsor, făcând un bine pentru sufletul meu, că mă alinioșă, decât să mă duc acolo, să ce? Să ce? Să ies bolnavă văzând ceea ce fac cadrele ăștia, medicii mari, ăștia cu 12 ani de școală. Nu, doamnă, nu vreau să mă îmbolnăvesc, pentru că eu sunt un om de acțiune. Dacă văd, intervin. Și mai bine să nu văd. Și da, nu o să profesez niciodată ca asistent medical generalist. Și toți din Carol Davila știu asta. Îmi plătesc taxa și cam atât. Continuă, mi-e frig la tine acolo. Nu, acum am intrat eu în casă. Am avut o geacă, am fost și mai mare. Și tot mă dezbrac, ca să știi. Și mai am una și încă una. Deci, e de stat. Eu zic să mai rămâi. Domnul de tine, de la Cluj, încă o dată vă pupă. Bună seara, Ancuța, te ador. Bună seara, doamnă, din Italia, vă urmăresc. Pentru comanda săpunul sunt la numărul de pe TikTok, nu? O listă cu toate beneficiile săpunurilor aveți? Doamnă, nu există săpunuri, plural, decât un săpun, care e bactericid, fungicid și virucid, fiind la cea mai înaltă gamă de tehnologie care să ajute fungii, microbii, bacteriile, microorganismele, ciupercile. Pentru că e compresat cu argint coroidar, cu milioane de ioni care pătrunde și dezinfectează. E un fel de operație. Pentru partea care ține de sebum, pori dilatați, grăsime, exces, coșuri. Cam pe aici ne învârtim noi, așa. Deci nu săpunuri, săpun, că e unul. E ăsta. Așa, continuăm, citim. Mai sunteți președintele regalist? Da, sunt al doilea om din imaginea, iată, monarhiei, bineînțeles. Dar asta nu înseamnă nimica. Pentru că sunt un om sincer, sunt o tipă, cum să spun, plină de potigneli, nu sunt perfectă, dar nu vin aici să-mi arăt buricul și nici să fac dans, pentru că n-a făcut niciodată. Unii ori mai dansez pentru mine pentru că am o relație bună cu mine. În rest, nu.
Așa, vreau și eu urmărire, Ancuța. Bună seara, draga mea, minunată ca întotdeauna, pupici din Italia. Bună seara, ce pare ai pentru oamenii care joacă în file de adulți? În ce părere ai? Niciuna. Ei zice, domnule, pentru medicamentul care am luat sau pentru diva care mi-o prezinți, pot să duc calul o oră. Și asta tot, că dacă calul nu funcționează, tu ce crezi? Ești înlocuit. Acolo nu meri, că nu știu ce. Acolo mers, era ca o chestie aici, la o vecină. Un vecin pleca la o vecină. Și vecinul, pentru că a fost refuzat, a zis, păi, tot timpul te duci și dormi la vecina. Și el a zis, eu nu mă duc să dorm. Eu mă duc și fut în fiecare seară. Deci acolo nu se dorme. Ai înțeles? Bun. Și-a zis ăsta, păi cum? Ce dorm? Eu nu dorm, mă duc să fut. Ai înțeles? Bun. Așa e și cu ăștia care joacă în filme. Ca să știi. Continuăm. Bună seara, vă urmăresc din Austria. Se vede mobila țigănie originală. Domnule, eu pot să spun că ai dreptate. Așa e. E țigănile profundă. Dar e ceva ce doar la mine vezi. Țiganii în plural nu au. Domni în general foarte rar. Și cei ce au ideea, la mine nu-i select, îi clasic, îi în general. Ca să știi. Bun, continuăm. Sunt Ancuța, bun, Ancuța, nu voi sta mult, nu mă simt bine. Bună, îmi cade părul, ce îmi recomand și cât costă? Doamna Gabriela, eu recomand un șampon cu argint coloidal, pentru că nu mă încurc cât de cât cu cel ce dă, bineînțeles, rezultate enorme, care ajută, structurează, pregătește, da, scalpul părului, da, îl revigorează, da, și la rândul lui dă deoparte sebumul și tot ceea ce are el, mătreață și alte nebunii. Și pregătește, iată, milioanele de staruri, de cum se zice aici la țară, la mine se zice puieții, părul așa cum revine, adică firele înapoi. Așa. Încă nu e gata site-ul. Doamnă, site-ul e gata. Depinde de mine acum o chestie. De ce? Pentru că mâine, ieri a plecat astăzi, mâine îmi ajung încă vreo 12 modele de rochițe. Și eu, la rândul meu, trebuie să fiu aranjată, pregătită, ca la rândul meu să le pozez, să le puteți vedea și voi. Că degeaba fac un site mare care e gata, dacă n-am ce să pun acolo. Pentru că eu vreau să vă mențin pe pagină, nu vreau să intrați să vedeți două lucruri. Când Tony Richardson e un imperiu. Așa, bună seara, te îmbrăjitesc cu drag, bună seara, ce faci? Cum poți să îmi spui despre uleiul de in? Nimica, n-am auzit în viață. Ce tare ești, Ancuța, bună seara, pot să vă salut și eu, vă transmit mult respect. Anca, există bărbați care nu înșală? Doamnă, sunt, bineînțeles. Eu când sunt cu un bărbat, pe mine nu mă interesează nimeni. Eu nu sunt curioasă de nimic, ci dimpotrivă, dacă te-ai uitat la mine cât sunt într-o relație, mai jigni. Înțelegi? Și nu mă uit încât nici nu știu dacă sunt privită. Atât de loială sunt. Mai înțeles? Și da, când cel ce te înșeală, te va înșela toată viața ta. Și punct. De asta sunt multe femei care sunt văduve, sunt femei care niciodată nu mai văd pe celălalt sau așa, pentru că Dumnezeul ia, pentru că de multe ori ea nu știe ce îi, ceea ce el face. Mai înțeles? Și vreau să vă spun ceva. Poate că nu-i nevoie. Dar vă dau un exemplu. Apropo de bărbață care înșală. Tatălui meu avea o relație cu cineva. Unde a făcut copii acolo? Fiind căsătorit cu mama tatălui meu. În joia în piață, aici la aruncătură de piatră, eu sunt rebișorană său la 2 km, au aflat prin piață soția Viorica, că eu îi port numele, a zis așa, fiind o femeie înțeleaptă, hotărăște-te
ori dincolo, ori dincoace. Pentru că cresc copiii. Și lumea râde. Și judecă. Cât timp ai nevoie? Păi nu, că eu rup legătura, că eu nu știu ce, că eu nu știu cum. Bun. Nu s-a putut decide. Și s-a dus la futut. Și dincolo, și dincoace. Și ce s-a întâmplat? Femeia, rugătoare de Dumnezeu, loială, creștină, mamă, serioasă, da? S-a pus în genunchi și a zis, Doamne, eu vreau să-mi faci dreptate, nu după mintea mea și nu după placul tău, numai după voia ta. Și în 2 săptămâni a murit. Și nu a fost nici dincolo și nici dincoace. E bine? Ca să știți cine sunt eu. Eu nu le repet, că nu se poate. Și vă întreb, și-a murit la 38 de ani. Uite așa. Nimeni nu i-a făcut nimic. Pentru că el nu se putea decide, mă. Și de ce a înșelat? Ca să moară, mă. Înțelegi? Și-a făcut un lucru. Nimeni nu m-a întrebat de el. Pentru că știa că aduce numai în caz probleme, durere și întrebări. Bun. Dacă pe mine mă întrebai, nu trebuia să se nască. Păi pentru ce? Să te naști. Continuăm. Iubitul meu se satisface uitându-se la femei dezbrăcate, deși îi spune că e mulțumit de mine. Eu cred că nu-i problemă. Dacă lucrează, aduce bani și așa mai departe, el așa se delectează, doamnă. Ce trebuie să faci este cu strașuri îmbrăcate, pregătite, cu un bici, pș, să mai treci prin fața lui, doamnă. Dacă îți împlinește treburile de bărbat, merge, aduce bani, vorbește frumos, te respectă și zici, da? Crăcăcită, aranjată. Că acolo n-ai ce să mergi, n-ai ce să cauzi decât dezbrăcată, pentru că ești în propria ta casă. Și zici, auzi, repetă secvența asta. Nu știu care lucra acolo, repetă. Și dă înapoi. Tu oricum le știi pe tăi de butoane, dă înapoi. Ăsta îmi place. Și fă-i companie. Să vezi de ce îi, de ce face el ceea ce face. Nu-l judeca, apropie-te. Așa. În cât timp iubești persoana iubită, nu poți avea ochi pentru altcineva. De acord. Pupa în casarea frumoasă, te respect. Sunt divorțat și nu renunță la mine, ce să fac? Sunt divorțată și nu renunță la mine, ce să fac? El renunță, tu nu renunți. Pentru că ție îți place. Nici în car și nici în căruță. Și ție îți place. Tu crezi că ăsta e filmul vieții tale. E un căcat, doamnă. Doamnă, ce să facem cu aranjamentul, rochițele din China, nu mai ajuns, a defectat vaporul. Domnule, eu nu știu cu rochițele din China. Fă ce dorești, dar fără a înjosi seară frumoasă. Nu e adevărat, dacă are o femeie cu minte, îl va îndrepta spre bine. Bunicul, recomand șamponul, e super, de la prima aplicare se vede diferența. Doamnă, mă bucur. Spune-le și la alții, că sunt multe femei care sunt cheluțe în cap și crede că totul e pentru stres. Trebuie să mai schimbi un pic din chimicale și prea multe toxicități. Bună seara, dragă! Anca, vreau și eu șamponul. Eu am un șamponul ăsta pentru părul uscat, deteriorat, pentru părul care cade, pentru alopacie dură, severă, 2-3 degete vezi în cap, nu mai ai păr. Ăsta e un șampon pentru părul uscat, deteriorat, da? Îi dă strălucire, volum, forță și îl întărește și nu mai pierzi nimic. Asta e. Bine, sunt elvețiene, nu am treabă cu românii. Continuăm. Să vedem, bună seara, prietenul meu m-a părăsit. Foarte bine, doamnă. Îți aduc eu șampoane sau mi-aduci tu mie? Și ce vrei să faci din asta? M-a părăsit, câte episoade trebuie? Cel care te-a părăsit, foarte bine. Bănuiesc că Dumnezeu a dat putere să facă asta, pentru că El a făcut lucruri care tu nu le-ai văzut. Dumnezeu le-a văzut și ți-a dus. Și tu ce crezi? Tu ți-ai făcut treaba. Și El și-o va face în continuare, dar nu cu tine. Există restricție de apropiere a unei persoane? Da. Doamnă, da. Dacă ai cameră de luat vedere și ai înregistrat, dacă ți-ai făcut treaba și ai pus imagini deoparte, faci minuni, minuni, minuni. Continuăm. Abia aștept să vii la mine să te spovedești. Îmi place de tine. Doamna Anca, am săpunul. Mă pot spăla cu el pe față? Doamna Anca, am săpunul. Da, doamnă. Dar niciodată cu crema de pete.
Da. Anca, prietena mea s-a albit. Eu ți-am cerut astăzi o cremă. Corect, Ana. Corect, mă bucur. Da, mă bucur. O prietenă de-a ei, care avea pete și toți râdeau de ea, că nu știa de ce nație îi, s-a albit. Nu vă dați seama. Și-a albit pigmentul feței, pentru că ea era albă, totul, dar din cauza petei, petelor, de pe față, baronii și de soare, s-a nenorocit femeia, era deja pensionară. Și s-a albit cu crema mea în 2-3 săptămâni. Și Ana, prietena ei, a cerut și pentru ea o cremă. Normal, că vă trebuie exemple, că nu credeți. Recomand și eu să pun-o pentru față, mi-au dispărut petele de la sarcină. Ați văzut? Eu nu lucrez decât la nivel foarte dur. Dacă nu, nu trimit. Și nu primesc, că mi-e mirușine să zic, Anca, nu și-a făcut efectul, mirușine, eu și închid firma. Am luat cheia și am închis-o. Pentru ce dracu îmi trebuie, dacă nu dă rezultate? Cât costă? 125 de crema de pete. Ce preț are? Doamne, am 32 de ani, în cade părul, te rog, ce trebuie să fac? În primul rând să te asiguri că nu ești înconjurată de idioți și să-mi scrii să-ți trimit un șampon cu argint de coloidală. Prima dată stresul care ți-l dai, pompe inimii tale, muncești și respiri sacadat. Că sunt mulți care îi duci în spate. Saci. Cât costă șamponul? 21 de euro. Sora mea are lupus, ce îi recomandați? Un săpun și un spray cu argint coloidal. Tu tot cu produsele tale te speli, da. Da. Ești în Germania, nu? Cât costă șampon de la dumneavoastră, vă rog frumos? Unde se pot comanda produsele? De pe numărul de pe TikTok. Pe TikTok, pe pagină, e numărul meu. Și acolo tu îmi scrii, pe WhatsApp. Sau mă suni. Sau îmi lași mesaj. Și eu voi ști. Uitați-o pe Corina Catuna. Uitați ce zice. Prosopul de față e superb. Totuși vorbim de un prosop care e pentru toată viața ta de cea mai înaltă tehnologie, care îi făcut din argint coloidal, care este, iată, imitație de piele de căprioare și, atenție că fac o mică liniște, din echipamentul de cosmonaut. Cea mai înaltă tehnologie. Voi ce credeți, că acolo se pășește cum se pășește pe aici? Nu. Nu. Asta m-a dus eu. Zice, prosopul de față e super, se simte o senzație foarte plăcută de lux. Da, doamnă, așa-i, doamnă. Doamna Corina, așa-i. Urmărire. Continuă, nu te mai bucura atâta. Păi eu mă bucur într-un Dumnezeu. Mie mi-e frică de cei care sunt fericiți. Dacă mă întreabă cineva, Anca, ce vrei, bucurie sau fericire? Eu nu vreau fericire. Pentru că fericirea e demonică. Vreau să fiu bucuroasă întru Dumnezeu, întru bucuria mea, întru El. Pentru că fericirea e demonică și e scurtă. Și nu vreau. Mă înțelegi? Eu vreau să fiu bucuroasă. Mai mult să bucur pe alții prin bucuria mea. Bun. Așa, bună seara, te pup. Așa, Anca, te rog frumos, la mine, după o zi deja de la spălarea de păr, mi se îngrașă rău, te rog, ajută-mă. Anca, te rog frumos, la mine, după o zi deja de la spălarea de păr, mi se îngrașă rău. Alina Draghici, ți se îngrașă părul? Ție? Să mai înscrii. Ajută-mă. Trebuie să știi că acest șampon cu argint coloidal, ce face? Dă deoparte cu ceea ce tu te-ai spălat până acum. Cu ce te-ai spălat? Cu ce m-am spălat și eu, că nu sunt chimicale, toxine, șampoane care n-au nicio legătură cu scalpul. Și atunci se deviază sebumul. Și devine gras, urât, de nepieptănat, fără volum, suferă. Și cade că n-are ce să facă, pentru că nu mai se alimentează. Pentru că chimicalele ce fac? Dau deoparte circulația sângelui. Pentru că pe fiecare fir de păr circulă sângele, da? Și nu mai alimentat și cade. De ce cade un fir de păr? Pentru că nu mai alimentat cu sânge. E logic. Așa, și de asta, dacă te-ai spălat după o zi, da? Spală-te cu săpun cu argint coloidal. Continuă. Acum ți-o dat deoparte cu ce te-ai spălat până acum. Deci ai văzut că efecte sunt. Bun, continuăm.
Îmi zice, recomand cremele de față, sunt extraordinare. Mulțumesc, doamna Iulia. Care este crema cea pentru pete asta? E o cremă pentru pete, e cu acid salicilic, precipitat alb de mercur, care albește, dezinfectează, decolorează profund ca porțelanul, doamnă. Porțelanul. Așa, îmi zice, bună Anca, crema pentru pete se poate folosi și chiar dacă nu ai pete pe față, dacă vrei să-i dai un restart vieții tale, feței tale, hașului tău, pielii tale, da. Eu am șamponul de la dumneavoastră, da, doamnă. Bănuiesc că nu v-a făcut în cap. Dimpotrivă, ia sebumul deoparte. Deci ia, multe femei se spală și nu se mai clătesc. Și nu am înțeles de ce, că niciodată nu le-am zis să clătească. Bun. Unde pot să fac comandă? Pe numărul de pe TikTok acolo, îi numărul meu. Pe TikTok îi numărul meu. Am crezut că ești în Germania, eu stau în Germania. Salutare, o cremă pentru riduri. Eu de la stres am făcut cancer. Da, doamnă, cred. Pentru că stresul rămâne în suflet, da? Nu dormi și se așează și se dezvoltă. Toți avem în noi benignă și benignă, da? Malignă și benignă. Și de asta îi, că trebuie să filtrezi informațiile și să știi că lumea asta rămâne și de tine și de alții. Oricât de bine ai cânta, oricât de bine ți-ai face treaba, dar să nu ți-o faci deloc. E mai rău. Și de asta. Trebuie să știi că lumea asta rămâne și de tine și de alții. Bună seara! Părul meu se îngrașă foarte repede. Aveți șampon pentru așa ceva, doamna Laura? Da, e pentru așa ceva. E săpunul și șamponul. Așa, vreau și eu am să vă sun luna aceasta pe 15. Îmi pare rău. Eu 4 copii mici și îi crești eu cu soțul, dar am stres. Doamnă, cum să nu ai stres? Normal, ai 4 copii, doamnă. Am zis foarte binecuvântat, ai 4 copii. Cum să nu ai stres? Acum rogă-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți mângâie chiar și acele 5 minute care dormi. Că Dumnezeu te înviorează cu putere, cu forță. Așa eram eu, zăpăcită de somn, zăpăcită când am născut copilul. Unu, că l-am făcut la 34 de ani, la 35 de ani. Și doi, n-am dormit mult timp din cauza asta. Nu că mi-era greu, pentru că aveam tot ce vroiam eu. Ci sentimentul ăla de mamă nouă, pentru că una e să fii mamă la 20 de ani și să nu știi ce faci, și alta e să fii mamă la 35 de ani, ceea ce știi ce faci concret și plauzibil și le primești în dar. Și atunci, de drag, când am văzut pe ăla mic, mai știam ce, să-l mânc, să-l pup, să-l iau, să-l trezesc, e drag. Și eram obosită, am slăbit enorm, eram os și piele și tot mă uitam. Dar am simțit maternitatea cum am vrut eu. Înțelegi? Și aș repeta-o de 10 ori, dar n-am cu cine. Asta e, doamnă, fiți binecuvântată. Ești mai bogată ca mine. Așa. Este bun săpunul pentru zona genitală, este bun, cum să nu, doamnă? Pentru candida, ți-o rezolvă în 30 de minute garantat. Candida, albicanis, ai tu probleme cât te rezolvă săpunul ăsta. Ai rămas fără păr cu șamponul tău. Eu? Păi eu acum am fost îmbrăcată cu o bluză pe gât, cu cercei, cu tocuri înalte, cu sacou și mi-am prins părul tare, 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 tare aici. Înțelegi? Ce ai crezut? Că se întâmplă. Cercei sunt de vânzare? Nu, doamnă, am mai frumos de vânzare. Ce faci dacă într-o relație a rămas doar mira și nu iubirea și e greu să te desparți? Dumnezeu niciodată n-a zis milă și rahaturi de astea. Când unul îmi zicea ca treci mai departe că mi-e milă de tine, eu știi ce-i zic? Du-te, dracule. Așa-i zic. Auzi, du-te, dracule. Eu nu trebuie mila ta. Dacă merit, merit, dacă nu, nu. Ce milă? Mila, ce dracu, cătați niște lucruri fără să le înțelegeți. Numai iubire, numai nimic, ne călcăm în picioare, dar nimile unul de altul. Sigur, opraznici sunteți amândoi. Bună seara, am părul foarte uscat, încate, foarte tare, lipsă de strălucire, corect. Ăsta e bun, pentru că zice că e pentru părul uscat,
șampon hidratant și întăritor cu extract de Dragon's Blood, Nano Silver, pentru îngrijirea părului uscat și deteriorat, are formulă specială bazată pe ingrediente naturale care curăță pielea capului, netezește structura părului, conferă volum, dă deoparte partea care ține de sebum, oprind încălderea. Și ce? Că scade părul, lipsă de strălucire și așa mai departe. Ia nume pentru așa ceva. Așa, eu când vorbesc cu doamnele din Germania, Austria, Spania și așa, vorbesc cu ele pe video. Îmi zice, uite, Anca, cum am părul. Uite, Anca, cum am părul. Prind așa cu părul. Eu, de acum, de exemplu, atâta de tare l-am prins aici, așa, de... Poți să faci ce vrei cu el. Să-l ridici în volum și să-l cobor din volum. În oriunde, doamna Lina, ați trimis șamponul, și în Germania, și în Austria, și în Franța, și în Chicago, și în toate insulele. Bună seara! Trimite peste tot în Europa. Corect. În Germania trimiteți oriunde, doamnă. Acum am trimis, cred că vreo 20 de pachete numai în Germania. Unul după altul și am trimis numai unde am trimis. Ca să știți. Cred că vreo 7 cliente erau noi, dar tot așa prin celelalte cliente. Pentru că, îți dai seama. Vorbești cu o prietenă de-a ta care are pete și nu-i vezi ochii și nu-i zici niciodată că e căcat și că e deja bătrână și salbește și până mă zici, cum, dune, cum, vreau și eu. Că nu-i sinceră să-i spună că trebuie albită ea. După ce își revine, cată și ea, prietenele. Vai cu prietenele cum îi. Așa, continuăm, sunt foarte multe mesaje, nu știu cum să le fac, sunt foarte obosită, încerc să le citesc. Și ce preț are să-mi trimiți în Spania? O cremă de pete 25 de euro, un șampon 21 de euro. E treaba ta că îmi doresc, eu veziți acolo de treaba ta. Ancuța, am luat crema de pete, este foarte bună, mai am foarte puțin, mulțumesc din suflet. Doamna Moldovan, eu îți mulțumesc. Bună seara și îmi dăm scuze pentru întrebare, ce preț are? Nu știu, doamnă, ce mă întreb. 25 de euro crema de pete. Cel cu eticheta roșie, 105 lei. O întrebare, dar... îmi puteți spune prețul în euro la crema pentru riduri și crema pentru pete? 32 plus 25. Eu îl am și am părul ras. Eluța mea, e tot ce îți dorești în viață. Dacă ai Dragon's Blood, părul nu ți-e gras. Dacă nu ți-ai știut hașul de pere și l-ai comandat pe ăsta negru, e diferit. Eu n-am numai două. Trebuie să știi părul. Dacă ți-a uscat și cade, e ăsta. Dacă încercă, e normal să nu ți-e normal și ți-era uscat, e ăsta. Și dacă l-ai cerut pe ăsta și nu trebuie pe ăsta, e normal. Trebuie să știi ce păr ai. Apropo, ce șampon are tipa aia care zice că l-are și eu făcut părul gras? Că tu nu poți să ai părul uscat și să te speri pentru păr normal. Unul pentru păr normal și unul pentru păr uscat. Trebuie să-i dai exact ce trebuie. Eu mă spăl întotdeauna cu cer roșu, dar întotdeauna. Te pup din Germania, bistrițana mea, și dacă i-am dat încă o șansă soțului, i-am făcut rău? Nu, doamnă, ai făcut bine, că și eu am făcut asta. Sper să funcționeze, că dacă nu o dai, e mai rău. Pentru că tot timpul te întreb dacă ai făcut sau nu ceva bine. Foarte bine că ai făcut și ai dat o șansă, pentru că sunt unii care chiar merită. Și o să spună scuze și iartă-mă, unii să trezesc cu adevărat și alții să trezesc pentru o bucată de vreme să-ți mai dea o lovitură când te-ai refăcut. Când te-ai refăcut, vine și te mai aruncă o dată jos, ca să știi. Și sunt alții care nu fac asta. Cred să fie binecuvântat Sfântul Dumnezeu, pentru că liniștea și pacea e mai importantă ca toate bogățiile, care oricum rămân și de noi și de alții. Mulțumesc, doamna Silviana, pentru trandafir. Bună seara, Anca, poți să mă pui moderator? Oh. Continuă, bună seara. Mulțumesc, doamna Lina, pentru trandafir. Eu simt că am totul altă structură a părului de la șampon și balsam care miros atât de bine. Icorina Catuna. Femeie care a luat de la mine tot. Îmi zice, eu am făcut cancer de la o viață stresată, mi-a confirmat chiar medicul. Doamne, tu trebuie să știi asta. Cristina, mulțumesc de trandafiri. Ancuța, știi să mă pui moderator? Nu. Te rog să-mi dai un follow. Eu am fost mamă la 16 ani, vai doamnă. Ce curaj.
Acuța, știi să mă pui moderator? Nu. Bună seara, să vă supărați pentru... Nu vă supărați pentru litru, aveți ceva? Am o cremă care se numește Rai, din familia Raipat, adică argintului coloidal, care alinează ridurile urâte, profunde, cu care eu mă dau. Mă multe, nu ai riduri? Păi n-am. Așa e. Pentru că alinează ridurile profunde, urâte și la bărbat, dar și la femei. Urâte, șanțoase, da, de frunte, de expresie. Costă 160 de lei, adică 32 de euro. Ceva pentru unghii încarnate aveți? Nu, doamnă, pentru că nu-mi permit să te mint. Pot să ți le dezinfectezi eventual, luând ciuperca deoparte, bacteriile, microorganismele, dar să, că de ce îți crește, nu ține de mine. Nu-mi permit să te mint. Hancarata minelul. Sunt 7 corzi, 7 zile lui Dumnezeu. Bună seara, mă întreabă și pe mine o cremă de riduri. Intri pe numele meu. Doamne, ce întrebări aveți? Bună seara, dacă nu vă supărați, fratele dumneavoastră era însurat, avea familie? Nu știu la care vă referiți, pentru că unul e mort și celălalt e căsătorit. Are 2 fete. Salut pentru dermatite seborică, aveți ceva, un spray, și un spray cu argint coloidar și un săpun. Persoana potrivită la timp nepotrivit, ce părere aveți? Nu cred în asta. Când Dumnezeu vrea, face mers pe apă. Când Dumnezeu vrea, George te vede prima și îmbrăcată în roșu. Și când Dumnezeu nu vrea, amăgește-te tu, mă, și zi, momentul nepotrivit, și te spun pe la inimă, și trebuie o pauză pentru asta, și numai gândește numai momentul ăla nepotrivit, ori și destule momente, și vine unul care ți-o dă și mai bine. Șt, lumea nu se gata cu ăla, stai cu minte. Momentul nepotrivit, că asta, adică eu sunt căsătorită, dar ăla, du-te, mă, că ăla te-a dus la altar, taci, vezi să-ți treabă, că ăla nu te vrea, nici din umbră, ca să știi. Așa, Anca, ce părere ai despre răzbunare? Eu tot timpul i-am lăsat-o la Dumnezeu răzbunarea. Și m-a durut uneori și am spus, Doamne, pe ăsta să nu-l petreci. Și la vremea ta, când i-ai hotărit tu, să-l faci să treacă prin ce am trecut și eu. Exact la fel. Și ce am vrut să-i fac eu, lucruri bune, să-i schimbi în ce vrea el să-mi facă mie. Dezleagă-mă pe mine și lasă-mă mai departe. De asta-s bine eu. Pentru că eu nu m-am răzbunat. Că dacă mă răzbunam, era rău. Rău de tot. M-am apropiat de Dumnezeu și am lăsat răzbunarea Lui. Că am înțeles ce din Biblia asta. Așa. Îmi zice, draga mea, am eu o problemă că nu mai pot fi cu cineva. Prefer solo, sunt independente, nu mai am nervi. Doamne, suntem la fel. Trebuie să ne găsim. Nici eu. Când îmi greșești, n-am vreme să tolerez. Și sunt femei mult mai independente ca mine, mult mai frumoase ca mine, care sunt singure. Pentru că nu-i marfă pe piață, doamnă. Stai cu minte. Și da, ne-am obișnuit singure. Și singură, eu nu sunt singură, mă bate Dumnezeu. Eu sunt în solitudine cu mine însă. Am o relație extraordinară cu mine însă. Nu mă mint, da? Nu mă înșel așteptările, ce îmi doresc, fac, greșesc, îmi cer iertare și mă simt foarte bine cu mine. Dar tu, George Vasile Fernando Alejandro Jose, nu poți să vii și să-mi strângi relația mea cu mine. Trebuie să fii cel puțin la fel de liniștit ca mine, ca să nu se ridice războaie. Pentru că eu nu sunt război. La mine toate sunt așezate. Și dacă sunt așezate și au locul, tu nu poți să-mi vii să-mi spui care e locul. Tu trebuie să înțelegi și să respecti, să bați la ușă. Că nu se poate altfel. Înțelegi? Deci nu se poate. De 10 ori pleci, de 10 ori ne cunoștem și luăm de la capăt. Ca să mă fac să mă simt bine. Să știu că n-am stat 2 ani, 3 ani fără nimeni și să vii tu și să-mi spui cum se trăiește. Că nu e așa. Bun. Așa că sunt multe femei care n-au nicio problemă. E bine singură să fii. Fă-ți imperii, bucură-te, că și noi, femeile singure,
O să avem un catalog și o să ne uităm, uite așa, pe pagina. De unde este? A, din Columbia? Da. Cât are? Atât? A, da, da. Bun. Pe o lună, dumne mie. Da. Bună ziua. Of course. Bineînțeles că mai bine te înțelegi în engleză sau în spaniolă sau așa. Când ăla se îndrăcostă și vii tine, s-o expira contractul. Și o să duce și vine altul. Eram cu sora mea Monaco și era o femeie în fața mea foarte, 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 foarte bătrână. Și eu, țărancă din Rebrișoara, am zis, păi, ce cadavru e aia și așa. Și sora mea a zis, nu, aia e miliardară. Uită-te mai profund și mai atent la ea. Și am început să înțeleg și m-am uitat de atent. La mână avea rubin, ceas de aur, cercei, mirosa parfum, așa pe moarte cât era, pantof și unul tânăr îi săruta mâna. Mânca era pupată, piciorul ridicat, se ridica și el și un respect deosebit. Și am zis, Doamne, nu știu ce mi face și pe cine-i lua și pe cine mi da. Dar dă-mi scurt, că vreau viața bătrânei. Dumnezeule, vreau viața bătrânei. M-am îndrăgostit de bătrâna aia și m-am uitat. Și așa am o viziune că o să fiu ca ea. Și de asta lucrez până la unul noaptea, două noaptea. Să mă uit pe agenție și să-mi iau fraier de ăștia. Nu români, nu. De dincolo. Mă înțelegi? Așa că nu vă preocupați, cele care sunteți singure, lucrați, ridicați-vă imperii, ca să fim așa, majestate. Când aduci unul aici pe contract, te știe că ești majestate. Dacă te ești de bogat, poți să zici ce vrei. Și tace, nu te întreabă nimic. Masaj, vă rog. Unghiile făcute. Nu mai îmi plac pe galben, nu roza. Franse, faci ce vrei și ai dreptate. Nu faci nimic, iar ai dreptate. Continuăm. Așa, îmi puteți da mai detalii pentru a face comandă pentru dermatită? Pentru cel care a murit. Nu, nu, nu avea familie. Adică nu era căsătorit, mă refer. Continuăm. Ancuța, intră pe numele meu să mă pui. Nu știu, doamnă, cum să te pun, că mă duc să dorm, dar te pun cu plăcere. Bună, Ancuța, aș dori să vă pui moderator. Doamne, ferește. Ce faci la Cluj? E orașul meu natal. Te rog frumos, doamna Claudia, să fii la Cluj, pentru că e un data de 3 noiembrie, la ora 18, în 3 noiembrie, o să plec de aici și ajung la Cluj, la Hotel Grand Italia, Cluj-Napoca, și acolo mă văd cu publicul meu. O să am două ținute, toți cei ce vin vor fi cu mine, râzând, glumind, discutând, ne pupăm, ne luăm în brațe, ne fugărim, acolo. Merit o floare? Ți-o iau acasă, aici o pun, nu-i problema. Deci sunt un om, cum să spun, binecuvântat și prin binecuvântările care mi le dă Dumnezeu, binecuvântez. Nu știu ce mă apucă să fac în ziua aia. Poate fac ceva, nu știu. Continuăm. Mâine pun două plicuri cu 500 de lei, poșta, ce interesat să aștepte poșta. Chiar nu îmi citești mesajul. Doamnă, câtă dreptate ai. Doamna Anca, am ajuns acasă în România, nu vreau să fac comandă la tine, dar o să te sun pe WhatsApp. Da, doamnă, mă bucur. Ancuța, intră pe numele meu să mă pui. Adevărat, mai le e și ciudă dacă ai mai mulți bani ca ei, Doamne ferește, nu-i vorba de bani. Că banii acoperă o parte. Nu, 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 nu. Eu știind cine sunt în fața lui Dumnezeu, știu și cine nu sunt în fața voastră. Și, înțelegi? Banii, și acum, dacă te uiți în firma mea, la cât am investit, sunt la limită. Era astăzi cât să nu pot plăti o factură. Și așa mă construiesc. Și lucrez. Și vorbesc frumos cu lumea. Și le spun la oameni ce e de făcut. Și nu-i mint. Și Dumnezeu tot timpul se așează lângă mine. Astăzi sunt la limită. Și mâine sunt iară bine. Și poi mâine iară bine. Și mă construiesc. Asta sunt eu. Da.
Și sunt supărată că nu fac ceva. Știi de ce? Pentru că viața este despre cum să nu faci umbră pământului degeaba. Bună seara! Anca, am dat comandă, am lăsat lista pe WhatsApp. Mă bucur, doamna Maria. Eu te rezolv. Bine că ai spus când să nu fiu acolo. Atenție pe 28, da, social. Anca, cu vitaminele ai mai rezolvat ceva? Cu vitaminele? Eu nu știu la ce te referi cu vitamine. A, cu vitaminele de păr? Uf, greu. Nu. Nu. Nu tot timpul pot să rezolv la nivelul la care să mă bucur și eu. Că dacă nu fac eu să fiu eu bine, eu nu pot să vă fac pe voi să fiți bine. Dacă eu cel ce distribui nu sunt bine, trebuie să fiu bine. Să pot să le îndeplinesc. Așa, continuăm. Unde pot vedea produsele? Un site, scriem pe numărul de pe TikTok și ți-l și trimit. Pe TikTok e un număr. Tu ești aia jumate doctor? Da. Eu sunt Anca Cârcu și sunt jumătate doctor și colegii mei, sunt vreo 50 acolo, într-o clasă. În total, cred că sunt vreo 300 de asistenți medicali generaliști viitori. 200 vor reuși. Grijă mare. Înțelegi? Și toți vor profesa și eu uneori. Tu grijă ce mănânci și cum le faci, pentru că spitalul e lung. Să zice că intri pe ușă ca și cum ieși dintr-o casă, chiar și casa ta sau apartamentul tău. Și mulți nu mai vin înapoi. Nu că li se întâmplă ceva. Vin în scaun cu rotile, alții nu mai vin cum au ieșit. Grijă mare. Așa, și normal că veniți la doctor. Unde, doamne, să veniți? Ești o splendidă. Așa, de ce credeți că nu se înțelege soacra cu nurorile și viceversa? Pentru că eu, de exemplu, dacă tu ai un bărbat stăpân pe sentimentele lui și îl știe relația cu ei și știe ce poate măsa, ce poate tată sau așa, că nu tot timpul au dreptate, el te apără și el va construi o relație între tine și măsa. Dar dacă ei sunt, vai mama lor, fără echilibru, tu acolo toată viața o să fie o intrusă. Și te prefera să te duci oriunde. E mai sigur să te întâlnești cu lichiduță și să te preocupi cu ce să te îmbraci, decât să stai acolo în mijlocul lichiduțelor. Lichiduță fiind dracul ăsta. Așa, să vede așa când pun. Așa, spuneți-mi de ce să pun moderatori. Explicați-mi dacă e bine. Vă citeți mesajele. Scrieți-mi, că nu mă știu eu asta. De ce e bine să am moderator? Scrieți-mi, ca să știu că nu mă știu eu, nu știu de astea. Spuneți-mi. Ce fac moderatorii? Nu pune. Ia. Vreți atenție, ești de bună, nu ai nimerit ușa la care să cerșești atenție și valoare? Mai nu vă certați. Nu pune. Nu pune moderatori că ne blochează pe noi. Nu pune. Tu nu ai nevoie de moderatori. Oprește jignirile. Nu aveți nevoie de moderator. Moderatorii pot bloca persoanele care te deranjează. Nu. Felicia, nu știu ce s-a spus. Cum? Vezi de treaba că deja stresezi lumea. Moderatorii au posibilitatea să blocheze. Oh. De ce nu am liniște noaptea? Pentru că nu ești într-un Dumnezeu. Și ești foarte greoaie. Și dai liniște noaptea pentru că tu vrei să faci dintr-o dată zi și să faci ceea ce nu poți să faci ziua. Și atunci ești în ceasul tău invers. Înțelegi? Și trebuie să ți-l pui drept și să ai disciplină într-un Dumnezeu. Și nu o să ai liniște absolut deloc. Și după aia vine depresia. Și nimeni nu-i vinovat decât tu. Pentru că tu știi că liniștea trebuie să o ai într-un Dumnezeu, nu într-un ăla care scrie sau nu mesaje. Tu ești o femeie puternică care știe ce și când să zic că nu ai nevoie de moderator, îmi zice Angie. Bravo, fată. Un moderator trebuie să, eu nu mă știu, trebuie să fie o persoană de încredere. Dacă nu cunoști persoana, nu pune moderator. Nu cunosc pe fată. E posibil să blocheze și mie îmi placă ea care mă trimisă link. Că dacă atâta poate, atâta scrie. Și eu ce vrei să fac? Să cred că mă și duc să link? Mă duc să dorm, 100%. Ne blochezi tu dacă vrei, atât. Bravo, mulțumesc frumos.
Știți ce vă rog frumos? Înainte să mă duc să dorm, un singur lucru. Și nu cer ajutor, adică nu cer ajutor, că eu nu dau, că dau și eu. Și tot timpul urmăresc și apăs și așa. O femeie puternică cere ajutor. Ce vă rog eu frumos? Eu am pagina care se numește Tonic Richardson, da? Care e normală, o pagină de TikTok. Și acolo, ca să fac live, și acolo am nevoie de 1000 de urmăritori. Am, cred că, 300. Și mai am nevoie de 700. Pagina se numește Tonic Richardson. Și dați-mi un like. Că vă mulțumesc cu plăcere. Ah, domnul Șarpe. Oh, mai puțin să mă închid aici. Domnul Șarpe, nu dormi. Am și eu emoții. Mi s-a schimbat discursul. Bună seara. Am și un admirator care atunci când vine dă și 5-10 mii de trandafiri. Numai eu. Bună seara, domnule Șarpe. Ce să-ți arăt, domnule Șarpe? 70 de trandafiri, 75. 75 de trandafiri. Bravo. Ei, am și eu admiratorii mei. Domnul Șarpe este un tip care, la rândul lui, face ce vrea. Cei mai mulți mi-a dat în jur de 10.000 de trandafiri. Între 5.000 și 10.000. Mulțumesc, bună seara. Am și eu. Deci un băiat de acest gen care dă trandafiri, e un bărbat care, clar, știe ce înseamnă femeia. Așa cum e el, tânăr. Bună seara, vezi că pot să cumperi persoane să ajungă la 100. Deja ți-a trecut somnul. Nu mai ai mis somn deloc. Păi 100-200 de trandafiri, Dumnezeule. Nu mai mi-e somn deloc, mai puțin, lăsați-mă, eu sunt Cupidon, Jupiter, Mercur. Pune pe Șarpe moderator, nu, pe Șarpe, nu vreau să-l supăr, pe Șarpe. Șarpe e un bărbat frumos, cu ochi albaștri. Da, nu știu dacă mai dă la cineva trandafir, dar eu cred că am primit cei mai mulți de la el. Iubitul meu tot timpul întoarce capul după alte femei și spune cât de frumoase sunt, ce e de făcut. Mai mare umilință ca asta nici nu-ți trebuie. Mă înțelegi? Să admiri ceea ce admire și el și dacă sunt frumoase, trebuie să știi că tu ești mai frumoasă ca ele, dar că îl lași pe el să te umbrească. Mai înțeles? Punct. Mie așa ceva nu mi se poate întâmpla. Mă înțelegi? Pentru că îl lăs acolo în momentul ăla și zic, auzi, ai dreptate, mă. Ai foarte, mulțumesc, domnule Șarpe, bună seara, de trandafir. Ai dreptate, mă. E chiar frumoasă. Ai foarte mare dreptate. Nu du-te să vezi cu șansa ta la șansa aia. Și trebuie lăsat. Ce să faci? Pentru că el te pregătește că ești nimica. Și tu îi dai dreptate și scade autostima față de tine însăți. Da? Și femeia o să fie și mai frumoasă ca și tine. Mă înțelegi? Și o să găsești un om care niciodată nu o să spună asta. Și te va vedea pe tine cea mai frumoasă din lume. Ești într-o relație greșită, doamnă. Bună seara. Gata, te-am găsit și ți-am dat urmărire. Doamna Daniela, mulțumesc frumos. Tonic Richardson, da, Tonic Richardson, că vreau să fac de acolo, știți de ce? Mai probez o rochie, mă duc cu telefonul, că ăsta e de firmă, e în birou. Și atunci, eu intru live de acolo, vedeți cum dau comenzile, cum vorbesc, doamna Elena, mulțumesc, trandafiri, doamna Valentina, doamna Elena. Știi? Cum zic? Așa. Bună, Anca, mă voi alătura paginii tale. Mulțumesc. Te simți măgulită. Doamne, Iisuse Hristoase, mi s-a dus somnul, nu mai dorm 2 zile. Dumnezeule. Da. Ne gândim spre neant. Așa, continuăm. Pentru ciuperca de la picioare puteți să recomandați ceva? Am încercat multe, dar nu au avut rezultate. Nu au avut pentru că nu au avut cum să aibă. Da, ai nevoie de un săpun cu argint coloidal, da, și un spray. Atâta tot. Ieftin, așa e? Costă 41, 40 altul cu trimisul 20, 100 de lei. Vai, te ador, femeie frumoasă și deșteaptă. Vezi, Șarpe, mi-a trimis o inimioară. Vai, îndrăgostită să mă scuzați. Este iubitul meu virtual. Îl pup. Și îi spun că n-am niciun defect. 90, 60, 90. Tânără jună. Milionară în viitor. Adică viitor. Încă vreo 2 luni. Da. Continuăm.
Deci, ei, fetelor, n-am primit doar trandafiri, am primit și o inimioară. Așa, da, aveți doar 248. A, 248 am acolo, Simona. Tu luai, Simona, multe. Perfect. A, mă gândeam că 300 am. Am 248, nu mai știu. Da, 800. Da, tot am primit multe. Acum, pentru că atunci am avut 220. Perfect, vă mulțumesc frumos. Am mare nevoie, pentru că de la 1000 vreau să fac live de acolo. Mă înțelegeți? De ce nu? Aseară am visat ceruri și nori. A, șarpe. Cum? Aseară am visat cerul și noi erau toți în formă de porumbel, albul arie de bine. Da, albul e eliberare, cerul e belșug și depinde starea ta. Înțelegi? Bun. Șarpe, mulțumesc de trandafiri. Uite, 45 de trandafiri. 48. Ați văzut? Am spus fiecare cu aia lui. Bună seara, trandafir frumos. Oh. Da, eu iubesc orhideea și trandafirii. Manuela, mulțumesc de trandafir. Domnule Șarpe, mulțumesc de trandafir. Vai, nu, nu mă mai duc să dorm. Și sunt obosită, Dumnezeule Iisuse. Da. Pentru șarpe îmi las părul. Să-mi las părul, să vedem ce păr am eu seara asta. Așa. Un șarpe cu părul prins de la Moldova. Te-aș iubi, dar nu știu vorba. La, la, la. Așa, să vedem ce mai e pe aici. Ați văzut ce face un bărbat adevărat? Te trezește, nu mai poți nici să dormi. Nu, nu mai poți să dormi deloc. Cum să nu? Hai de mine. Ce avem noi, n-are nimeni aici. Dumnezeule. Trandafir frumos, ai văzut? Ce înseamnă un bărbat tot timpul va vorbi despre femeie ca despre o grădină. Pentru că el știe că fără împlinirea unei femei nu există grădina respectivă. Adică aerul, prosperitatea, culoarea, naturalețea. Pentru că el știe că femeia este suverana acestei lumi. Și știind acest lucru, nu-i face o favoare, ci vorbește de masculinitatea lui, de ferocitatea lui într-o lume așa cum e. Un sfert, cât a mai rămas. Continuăm. Pupici, gata, am dat urmărire și la cealaltă pagină. Doamna Elena, mulțumesc frumos. Deci, un om puternic cere ajutor. Domnule Trandafir, domnule Șarpe, mulțumesc pentru trandafiri. Pluralul, pentru acei trandafiri. Aurica, mulțumesc de trandafiri. Luca, mulțumesc de trandafiri. El se uită după altele mai frumoase și nu te apreciază că nu poate fi de nivelul acelei femei. Raluca, după alte femei și nu te apreciază, dar nu poate fi de nivelul acelei femei frumoase. Da. Nu poate fi, pentru că el nu vrea să se ducă, el vrea să o deranjeze pe cealaltă. Dar de ce nu începi tu de mâine să-i spui, uite ce crace are ăla? Fii atent ce biceps, ce triceps, fii atent ce firmă, ce costum, fii atent cum mere. Uite-i una, zici, băi, uite aici cum mere. Fii atent ce șpițare are, ce luciu are pantofii ăia. Și cum e treaba cu mâna, cu penisul, cum e cu păpucuș, cu șlapul, cum e cu... sunt foarte curioasă. A, scuză-mă, la un moment dat credeam că ești prietena mea. Așa vorbesc eu cu prietenii mei. Da, scuze, scuze. Așa să-i faci și tu, că nu se întâmplă nimic. Garantez eu. Că dacă nu-i arăți ce face el, el nu va ști cum să se trezească. Vreau să mă însor. Eu sunt luată în seara asta. Lasă-mă. Tatăl iubitul meu vorbește urât cu mine de față cu el. Dar el niciodată nu spune nimic. Păi nu spune nimica pentru că tu ești cea care trebuie să educi pe amândoi. Tu îți educi relația. Dacă ei te jignesc și vorbesc urât, tu trebuie să știi că tu ești intrusă în relația lor. Punct. Amândoi nu fac cât unul. Și ce dracu vrei să faci tu cu amândoi? Treaba ta. Am foarte multă mătreață pe firul de păr, îmi cade mult păr cât ar costa. 105 lei plus un săpun și un șampon, un spray. Ca să nu mai ai așa ceva niciodată, doamnă. Care e rolul argintului coloidal? Doamnă, îi, nu știu,
care are o extensie pe lângă Dumnezeu, citiți despre el, că e dreptul tău să citești. Niciodată în lume nu s-a înregistrat un caz negativ. Niciodată. Înainte era antibioticul omenirii. Bună seara, ești foarte frumoasă, te pup cu drag. Faceți river și peste o tare, cum să nu, oriunde în lume. Eu te-am căutat pe Facebook, sunt foarte multe persoane cu numele Ancuța Cârcu. Doamnă, mă cheamă Cârcu Viorica Ancuța. Viorica Ancuța Cârcu. Viorica Ancuța Cârcu. Pe YouTube sunt una. Viorica Ancuța Cârcu. Care e rolul argintului coloidal? Nu te vopsești niciodată? Am dat urmările. Mulțumesc frumos. Vai ce vă mulțumesc. E superbă și super. Așa, corect. Foarte multe mesaje. Gata, am dat urmările. Ce părere aveți despre colet, baler, palet, coler? Aseară am visat că purtam un sac de ciment cu roaba. Da, ar trebui să tot ce înseamnă ciment și așa sunt construcții, lucruri grele. Așa, vă rog, mai spuneți odată acel cont. Viorica Ancuța Cârcu. Ce părere aveți? Nu, contul unde vreau să-mi dați like și vă mulțumesc urmărire pentru asta, e Tony Richardson. Ce semnificat sau trandafirii pe TikTok? Că nu știu, mă gândesc că este un gest frumos, nu știu. Tot ce... iar aia primesc. Uite, șarpe, un trandafir. Un trandafir e un fel de a curta, care e corect și normal. Uite, șarpe, am 50 de trandafiri. Ei! Și ce se întâmplă? Sunt frumoase. Uite, de două ori am trandafiri. Uite! De două ori. Am în total 100 de trandafiri. Ei, vedeți? 100 de trandafiri. Anca, ai gene false puse? Niciodată n-am avut așa ceva. Eu nu sunt sclava acelor lucruri. Niciodată. Eu când plâng, mă frec la ochi. Când mă trezesc dimineața, mă frec la ochi. De ce? Pentru că nu sunt sclava lucrurilor. Bun. Șarpe, mulțumesc de trandafiri. Eu sunt naturală. Era bunul Dumnezeu. Și da, și am gene foarte mari și foarte frumoase. Și mie nu trebuie. Ce mi-a dat bunul Dumnezeu? Arhitectură, domnule. Slavă lui. Șarpe, mulțumesc de trandafiri. Am primit de la trandafiri, de la șarpe, mulți trandafiri. Continuăm. Vezi, iară trandafiri. Uite câți trandafiri am. Nu poți gândi, Dumnezeule. Ce părere aveți despre colet? Așa, continuăm. Am dat urmărire la pagina, mulțumesc frumos. Pagina se numește Tony Richardson. Ia, 120 de trandafiri. Ce părere aveți despre, of, Dumnezeule. Acuța mai zi o dată numele acelei pagini. Tony Richardson. Tony Richardson. Elena, care lucrurile ieftine și simple sunt cele mai frumoase lucruri în viața unui om. Să știi că ceea ce face acum domnul Șarpe nu e ieftin, pentru că costă. Dacă mie mi intră în cont, nu știu, $6, el a plătit de 10 ori în plus. Minim. Și nu ieftin, că putea să doarmă. Ce e important? Sentimentul. Unul că el știe că e o persoană publică. El dacă mai dea atâta de multe trandafiruri, e posibil să scrie presa. Și atunci, el e un om care își asumă, nu dă și nu fuge. Deci nu dă și fuge, el stă și își asumă. Mulțumesc, Miriam, pentru trandafir. Și deci nu, sunt mulți care dau și fug, el își asumă. Unu și doi, lucrurile ieftine. Tot timpul ne costă mai mult decât cele scumpe. Așa că e bine să le facem cu sufletul. Că sunt multe pentru cei ce nu fac nimic. Așa, continuăm. Șarpe, bine zici. Bună seara, răspunde și mie la mesaj dacă știi ce înseamnă când visezi că cineva îți aruncă că mor. Că mort. Doamnă, astea sunt lucruri... Ce sunt visele? Visele sunt... Că mulți zic, am visat toată noaptea. Nu, e un flash care, prin relaxarea creierului, da, se dă din fir pământești. Adică ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute. Și un flash. Atât ai. O fracțiune de secunde. Nu de secunde, de sutim. Și zici, toată noaptea am visat. Nu e adevărat. E cel mai complex lucru care ți-l poate da. Somnul, visul.
Anca vrea un șampon pentru îndesirea părului. Îți trimit cu plăcere, doamna Mary. Scriem pe numărul de, pe numărul de TikTok. Zi-mi și mie numele să dau și eu. Mulțumesc frumos. Tony Richardson. Șarpe, am înțeles. Măi, nu scrieți la șarpe. Lăsați-mi pe șărpuț. Ea meu. Și a meu n-are nimeni seara asta. Mare adevăr, ai zis șarpe. Trimite-mi, te rog, și mie catalogul. Scrie-mi la numărul de pe TikTok sau de pe Facebook. Pe Facebook sunt Viorica Ancuța Cârcu. Numele meu, de la Dumnezeu. Ați regușit. Tot timpul regușesc în fața trandafirilor. Oh. Așa, Tony Richardson. Corect. E firma, da? Adică unde sunt eu în biroul meu? Iubitul meu este destul de Colette Boller. Nu știu ce. Bună seara. Aseară am visat că nu mai aveam doi dinți. E grav. Asta pentru că e vorba că e posibil să fie moarte. Deși nu știu foarte bine de tărmăcire. Gata, am dat urmărire pe celălalt cont. Seară frumoasă. Oh, 276 de urmăritori. Bravo! Trezesc copilul. Bravo, bravo, bravo. Așa. Continuăm. 100 de roni. Cât costă 500 de trandafiri? Spuneți încă nu știu. Și pe Facebook și pe TikTok v-am dat urmărire. Mulțumesc frumos. Îmi puteți spune, vă rog, ce semnifică în vis dacă te mușcă un câine, dușman? Aia e clară, știu de copilă. Succes în tot, am urmărit. Continuăm. Îmi zice, te aștept pe WhatsApp, vezi lista, te rog să îmi spui dacă ai. Mulțumesc, cu drag. Am. Ați încercat vreodată să beți Kohler Boller? Dacă înșeală nevasta pe bărbat. Wow, peste 1000 de trandafiri. Am dat urmărire. Mulțumesc frumos. Lavi, mulțumesc de trandafiri. Nu vă supărați, dar ce profesie aveți dumneavoastră? Am tot văzut că dați fațul aici și mă interesează. Niciuna. Pentru că eu sunt în viața asta un om care n-am niciun rol. Crema pentru fete maronii cât costă? 125 de lei. 25 de euro. Da, vă apreciez. Vă doresc o seară frumoasă. Ancuța, te las în binecuvântarea Tatălui nostru ceresc. Amin, Doamnă. Am dat urmărire. Mulțumesc frumos. Bună seara. Când visez că îți aruncă cineva mortăciun pe tine? Băi, astea sunt nimicuri. Nu știu dacă Dumnezeu poate să dea așa ceva, să te prevină pentru ceva. Dar tot ce este posibil. Grijă. Întotdeauna grijă. Lavi, am visat aseară. Bun. Bună seara. Spuneți, ce înseamnă când zice doamna asta că repete de 60 de ori repetat aici? Am visat că Kohler Boller. Polet Iogoro. Ce înseamnă asta? Spuneți în voi. Șarpe, mulțumesc de trandafir. Lavinia, mulțumesc de trandafir. Mulțumesc de trandafir. Șarpe, bună seara. Farme, ce înseamnă? Ce trebuie că eu nu cred în așa ceva? Lăsați-mă, domnule, vă doresc o seară minunată să-mi dați și mie urmărire. Mor. Așa. Acuța, dăm și tu urmărire. Da, doamnă, ai 20.000. Doamne, când ajung eu la Tony Richardson la 20.000. Domnule Șarpe, mulțumesc de trandafiri. De ce nu dorm, domnule Șarpe? El cucerește cu trandafiri, eu cu sprâncenele. Continuăm. Nu mă la trandafiri aici, nu ne mă putem. Sunteți dragă. Ce înseamnă când visezi bărbatul că te înșeală cu alta? Adică cu mine. Bine. Eu sunt lux, doamnă. Bine. Bine. Tu trebuie să dai după mine, nu eu după tine. E bucă de bine. Perfect. Perfect. Denisa, te pup. Îți pup nasul. Lavinia, mulțumesc de trandafiri. Șarpe, mulțumesc de trandafiri. Șarpe mi-a trimis până acum aproape 200 de trandafiri. Lavinia, inimioară. Perfect, perfect, Dumnezeule. Ai grijă să nu vă îndrăgostiți în seara asta de șarpe, ce ai făcut șarpe. Da, mie îmi place șarpe. Îmi puteți da și mie urmărire? Mulțumesc. Da, doamnă. 151. Și tu ai 143.000 de... Oh, eu am 200... Am 143? Oh, credeam că am 200. Pentru că noaptea este cel mai bun sfetnic, corect. Și el știe că între 11 și 1 noaptea, toate duhurile rele cad în leșin și cerul deschis. Și noaptea e un sfetnic bun, corect.
Corect, să vii să-mi spui și asta de aproape, că am uitat cum e cu noaptea. Sunt deja pensionară. Ce frumos din partea lui că te apreciază. Doamnă, mi-a dat tot timpul trandafiri, ca să știi. Odată mi-a dat 10.000 de trandafiri. De 5 cu 5 sunt 10.000, mai mult. Și după aia m-a simțit datoare. Le-am prezentat pe taică-meu. L-am băgat în familie virtuală. Tati, ai la mine. Da, m-a primit 5.000 de trandafiri, până 10. Deci el face și eu fac ceva. Deci trebuie să te comporți frumos. De sucitor nu vorbești. Acum, ce dau mea? Dumnezeule. Sucitorul e un fel de, cum să spun, de lucru care, după bucat de vreme, să strânge tot la intrare. Dacă vorbești de celălalt sucitor, e de avut. Să știi, pentru că unul n-are legătură cu celălalt. Și femeile de obicei rămân pe ceea ce pot pune mâna. Aici nu ești inclus tu. Continuăm. Îmi place că nu ești ca altele figurante, ești sinceră, nu ești fake. Doamnă scumpă, te-i spup nasul. Îmi place de șarpe. Mi-a dat trandafir de... nici somn nu mai am. Dacă iubitul ar fugi cu tine, la cât îmi place de tine, vin și eu cu voi. Dau back. Bună jumătate, doctor, te ador. Suntem în familie. Mi-am bătut bunica azi că nu mi-a făcut brânză de casă. Dacă ai bătut-o cu adevărat, nu meri să-ți facă niciodată. În urmă cu vreo 5 zile am venit acasă și Toni, copilul meu de 4 ani și 4-3 luni, știi ce a făcut? Mulțumesc la vina de trandafir. A aruncat găleata a lui aia de jucărie mică după bunica. Și când am ajuns acasă, să-l sfârtic. Nici măcar nu se poate, nu poți glumi cu așa ceva. Ce că am bătut-o pe bunica că nu mi-a făcut-o, mie mi-e frică de așa ceva. Nu-i voie să bați. Nu-i voie să gândești. Când spui glume de acest gen, îți omor îngerii. Nici n-are rost să vorbim. Pentru că vei deveni ceea ce tu vorbești. Și nu-i nevoia. Și așa. Agentul coloitare este extrem pentru persoanele cu psoriaz și gezeme. Da, doamnă. De ce nu vrei să-mi dai urmărire? Îmi zice o doamnă. Doamnă, eu v-am dat urmărire. Doamnă. E o doamnă care are nu știu câte puncte. Eu v-am dat urmărire. De ce nu? V-am dat 100%. Mie îmi zice că suntem prieteni. Așa, acum trebuie să-mi dăși mulțumesc și vă mulțumesc și eu. Așa, ce este când visezi o rudă apropiată, ea fiind decedată? E bine, să te duci să ia prinzi o rumânare, să se ducă și ea mai departe. Așa amețit de la atâția trandafiri. Wow, bravo! Da, doamnă, m-am bătut bunica azi că nu mi-a dat coler, poler. Așa, Denisa, chiar vrei să știi? Denisa deja ești enervantă. Doamnă, femeia imatură. Și nu pot să o acuz, pentru că a greșit omenesc, scrie niște lucruri, cum să spun, n-are de lucru, nu-i problemă, ea 100% n-o să aibă somn. Eu acum am cat somnul. Nu, dar glumește, Denisa, n-are ea treabă. Eu cred că glumește. Continuăm. Îmi zice, de ce nu vrei să-mi dai urmărire? De ce este când visezi o rută? Nu mă puneți cu treburi de astea. Mulțumesc mesaj, așa, eu rămân de drag cu voi, pentru că șarpele nu doarme, eu nu dorm. Dumnezeule, continuăm. Ce faci școală de asistent generalist la Bistrița? Eu sunt din Bistrița. Unde faci școala de asistent generalist la Bistrița? Eu sunt din Bistrița, la Carol Davila. Asistent medical generalist, Carol Davila. Acolo, vis-a-vis de generală de școală. Aproape de SRI, pe acolo, pe undeva, lângă biserică. Așa, am continuat, mersi. Denisa, păcat că ai copii. Nu, doamna glumește, îmi dai și mi-o urmărire, te rog, Denisa, n-ai treabă cu copiii. Ești cea mai scumpă femeie, te pupă, ești o vrajă. Vreau și eu crema pentru pete, doamnă, o meriți. Trebuie să salvești fața, doamnă, nu vorbim. O seară frumoasă. Nu cred că ți-ai bătut bunica, sincer, faci Caterincă.
Vă doresc casă de piatră, eu sunt Nașă. Bună seara, crema este bună pentru riduri profunde, mulțumesc. Numai pentru cele profunde, le aliniază 12 ani de tinerețe. Cam atâta. Sunt de jumătate doctor, da. Toate suntem, nu numai eu. Ce ai cu mine? Toate suntem. Păcat, ești tânără, caut ajutor, chiar și mesajul ăla a fost o glumă proastă. Ferească Dumnezeu. Normal că e Caterinca, îmi respect bunica în primul rând că m-a crescut. Mai sunt locuri, aș dori să fac și eu o școală. Da, doamnă, plătește taxa și merge acolo și punct. Datorită dumneavoastră am zis să îl las pe fostul cu frate-so și mama lui, am înțeles că omul nu pot să-i cer mai mult. Doamnă, ai făcut un lucru înțelept. Știi de ce? Pentru că dacă el va ști că tu ești viața lui, se va desprinde de frate-so și de măsa. Șarpe, mulțumesc de trandafiri. Reveni, Șarpe. Nu știu cum face, dar revine. Șarpe, să vii, te rog frumos, la Bistrița, să mâncăm un cotlet, un miel, ceva, nu știu, o salată de biof. Poți să-ți faci niște jnițe impresionante cu un sos suțurică. Trebuie să fii și la Bistrița. Nu știu câte zile a trece, poate de Revelion, când tai purcelul. Nu știu, eu am multe tradiții aici. Poți să vii. Înțelegi? Trebuie să ne comportăm frumos cu șarpuleța. Pare tatuat și pare periculos. Chiar îți place? Măi, să știi că trebuie să-l dezbrăcăm, să vedem unde duc tatuajele, dacă are o hartă, Dumnezeule. Deci trebuie să ne comportăm bine. Dacă e periculos, acum la 40 de ani nu poți să treci decât periculos. Mie trebuie ceva să mă trezească, nu trebuie ceva să dorm, că te dorme. Înțelegi? Băiatul are 4 pătrățele, deci clar, mă dore capul. Deci nu stau sub burtă. Deci bine, nu, lasă-mi pericolul ăsta mie, doamnă. Eu mă descurc cu pericolul ăsta. Bună seara, sfatul de Bistrița Vișoare. Bună seara, sfatul, salutări din Bistrița Vișoara. Te pup, stai să-i dau urmărire, pentru că fata e aici, din lângă mine. Salutări. Ce remedii cunoști pentru imunitate la copii? Nu știu în special nimica. Iubire, pupici, mulți. Nu vreau, sunt crescut deja în felul ăsta. Denisa a făcut o glumă proastă, a vrut să-și dea puține importanță, din păcate nu a mers bine pentru ea. Mamă, da, ce șarpe frumos! Ei, lăsați-mi pe șarpe. Șarpe, am impresia că cam te-ai îndrăgostit, ai grijă să te însori în seara asta. Corina. Iau șarpele de gât. Îmi zice bună seara din Republica Moldova. Sărată de biof și eu vreau. Șarpe, dar și pentru noi toate fetele după live, din câte știu, este un trandafir, nu? Nu confundați. E pentru mine. Pentru că dacă pentru mine în seara asta a fost vreo 1000 și ceva de trandafiri, gândește-te că am primit și 10.000. Deci e pentru mine, fără iluzii, la dracu, că nu vindem așa ceva. E pentru mine. Ei, respect. Continuăm. Îmi zice, înainte de ziua mea a luat un parfum, ne vedeam pe ascuns, da, gata, mi-a ajuns steie. Măi, parfumul e frumos. Dacă ți l-a luat pe ascuns, e o relație în care n-ar trebui să fii. Pentru că Biblia zice, ești într-o relație și relația e ascunsă, deci n-ar trebui să fii în ea. Continuăm. Ce zodie sunteți? 9 februarie, vărsător. De ziua mea niciun mesaj n-a dat, am zis să-l las în lumea lui cu frate-so și mama lui. Ci că a zis să-l las. Foarte bine. Puneți un reper de la ziua ta să trageți stagilă. Și nu mai permiți. Și da, nu ți-o dat nici măcar un mesaj pentru că îi se rupe. Și îi se rupe în familie de tine, ca să știi. Cum se zice? Că la mine la țară se zice îi se rupe. Cum se zice la voi la oraș? Ziceți. La mine se zice îi se rupe. Îi se rupe. Da, nu, cum e? Bună, cunoașteți un remediu pentru psoriaz, un săpun și un spray cu argint coloidal. Nu-ți place de științe și de ginecologie? Ba da, acolo unde bărbații găsesc plăcere, doctorii întotdeauna găsesc probleme, ca să știi. E bine așa? Bun, perfect.
Nu vă faceți, nu faceți filme fetelor, șarpe îi dă doar ancă trandafiri. Da, măi, Lavinia. Aveți, asta e Lavinia pe pizza ei. Asta e o femeie pe... Pardon, cât e ceasul? 1 noaptea, Dumnezeule. Te revigorez. Da, tot așa pe live-ul m-ați încurajat mereu să mulțumesc frumos, e superbă. Stai liniștită că tu trebuie să-ți tragi o pereche de pantofi înalți, să-ți iei de la mine o rochiță, să te ridici pe tocuri și frate-s-o cu el să vorbească numai de tine. Îți face o poză cu alt decor, nu și el din casă, de care știe. Și respiri. Și când sună, niciodată nu răspunzi. Și dacă insistă, zici, te sun eu mai încolo, nici nu-l lasă să vorbească. Sunt prinsă. Pe cât te-am sunat, nici nu mi-am dat seama, te sun când pot. Atât. Crema de față costă 125 de lei, aia de față de pete 125 de lei. Da, urâtă ești, hei, măi, să știi că eu prind curaj când îmi zice cineva că sunt urâtă. Prin curaj. Să-l învețe pe șarpele taverna dogarilor din Bistrița. Îl duc acolo la taverna dogarilor, da, în Bistrița, dar îl duc la, cel mai mult îl duc la Traianu Găgău, la amicul meu, la restaurant, să mănâncă el o caracatiță, să-mi bag limba nos și să-i arăt acolo, înțelegi, masa specială a lui Elena și a lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că e o masă frumoasă și rezistentă. Mm-hmm. Da. Aș putea arăta multe. Trebuie să ne comportăm frumos cu el dacă vine la Bistrița. Clar. Bună seara, Nicolae. Așa, ești foarte tare, te pup, felicitări. Păi atunci, dacă vă cunoașteți pe Ioana Găină, n-am o stă în viața mea, eu încurajez să faci live match cu șarpe. Hai, hai. Păi, pentru fetele negre de sub, pentru petele negre, ce remedii aveți? Crema de pete. Ce produse anti-igiene pentru față propui? Bună seara. Pentru varice știți vreo cremă? Nu. Operație doar. Restul minciuni. Frumoși cercei sunt din aur? Nu, doamna Raluca. Sunt cercei care nu se duc niciodată. Îi am de vreo 2 ani de zile. Da? Ei, la rândul lor, era nu știu ce pe aici, așa am luat, pentru că frumusețea e să improvizez. Da, poți să dai, îi lucrați manual. Așa, invită pe șarpe, e din Feldru Bistrița, nu, sunt din Răblișoara. De unde ești? Live cu șarpe. Dom'le, eu vreau pe șarpe, îl vreau cu totul. M-am puțin să-l caut pe șarpe. A, uite, l-am invitat pe șarpe, dar îl invit cu drag, dacă îi face plăcere, dacă nu-i problemă, îl invit și la cinema, la Bistrița, aici. Să ne comportăm frumos cu șarpe. I-am trimis invitația la șarpe. Bun. Cu tot că cel mai bine e să vină. Aștept să văd noile rochii și apoi cât costă șamponul și o cremă pe față. Mulțumesc, e super. O cunoști că ai fost în clasă cu ea. Nicolae Gherle. Te pup. Ai răgușit. Îți răgușită. Hai că mă duc să dorm. Deci, clar, nu știu cine mai dă ceva, să știți că eu nu merit ceea ce primesc, pentru că merit ceea ce fac eu, dând din energia mea vouă. Că mai primesc un trandafir, lăudat fie trandafirul și primit în sufletul meu imens. Îți stă mult mai bine cu părul desfăcut. Am fost și mai rău, nu te preocupa. Oh, de câte ori am fost mai rău? Nu vrei să știi. Lucica, mulțumesc de trandafir. Nu intră live cu șaip, nu intra live cu șarpe. Eu vreau să intru live, numai live. Nu ești din Turda, nu? Victoria, mulțumesc de trandafir. Anca, te iubim. Mulțumim frumos. Apropo, cât costă trandafirii? De exemplu, când cineva îți trimite 10 trandafiri, 5 trandafiri, cât costă? Ce trebuie să ai ca să trimiți trandafiri? Cont? Pay? Cum e asta? Hai, șarpe, lasă-mi șarpele, măi, nu fac... Nu-mi deranja șarpele. Șarpele e numele lui. Svetiana, nu mă duce la somn până nu mergi și tu. Anca, mea și dușmanii te iubesc, ești minunată. Cont de pay și să ai 10 ron. Hei, card, ai fost la American, America știu, ați răcit Naica. Șarpe, hai că poate visa frumos Anca la noapte. Lăsați-mi, pentru că el e feblețea mea. Și am eu n-are nimeni. Feblețea mea.
Șarpe, hai să, să vedem dacă vii. De ce vorbești urât cu mine? Ce ți-am făcut? Măi, nu vă certați aici. Hai la nani cu noi că-i târziu. Te îmbrățișești cu drag. Mulțumesc, domnule Nicolae. Să-ți fie rușine că vorbești urât de mine. Vezi că ești domnul Daniel, doamnă. Nu știu, măi, nu vă certați aici. Vă pup, sunteți super. Mulțumesc frumos. Mă duc să dorm, pentru că cei mult, nu-i puțin. Clar. Vă pup, sunteți super. S-a emoționat acum șarpe. Deci faptul că se uită la mine, sunt o... Doamnă. Bună, ce ați mâncat astăzi? Astăzi, apropo, că bine zici. Cred că prima mâncare a fost pe la ora 1. Și nici măcar nu m-am dus în bucătărie, m-am dus în Năsăud, acolo vis-a-vis de spital, pentru că sunt niște fel de baghete la unei pâini tăiate jumate, să desface și deasupra să pune nu știu ce nebunii pe acolo. Un fel de salam, un fel de ketchup, un fel de nu știu ce sos, nu știu ce tomate și băgat în cuptor, crocantă. De obicei îmi luam 3 și atât m-am pedepsit, am ajuns la 2. Și de ieri și de astăzi am ajuns la 1. Sper să nu mă mai întorc acolo niciodată. Că mă îngraș. Mm. Și pe urmă ce am mai mâncat? Da, am fost cu Marius, cu amicul meu din copilărie, da, că am filmat astăzi domnul meu și doamna mea la Bistrița și am mâncat niște paste cu creveți. Da? Și pe, puține paste cu creveți și o salată. Atâta tot. Și acum îmi pare rău că aș mai mânca. Șarpă, intră și tu puțin live. Nu. Fumez? Nu. Nu fumez, nu beau alcool. Șarpe, eu zic să te riști, să vezi ce vise frumoase o să aibă Ancuța. Măi, eu oricum visez ce trebuie, nu ce credeți voi, pentru că eu în viață fac ce trebuie ca să fac când dorm ce vreau eu. Ca să știți. Bun. Și ce îmi doriți voi acum la somn? Cu șarpe dorm, aia e clar, aia e partea a doua. Mă duc să dorm. Cei mult, nu-i puțin. Bun, vă pup mult. Anca, dă-ne numărul. Numărul meu de mobil, de firmă, pentru comenzi, îi notează-ți. Ridică-te din pat, aprinde lumina, pune văioza, dă-i foc și notează. 0741 227 099. Cine mă pensează? Îi Emilia Purcșa din Bistrița, pe care o recomand. Ea se ocupă de spâncenele mele naturale. Da? Ea mi-a făcut un contur frumos, da? Și nu am nimic pe ele, ca să știi, pe spâncene. O noapte frumoasă, liniștită, noapte bună, să visezi frumos. Mulțumim frumos. O noapte liniștită, Anca, o noapte plăcută tuturor. Nu mai citesc mesaje ca să rămân cu dulceața. Închid. Mulțumesc. Noapte bună.